Stimați cetățeni, ne aflăm la fața locului unde anterior a avut loc un incendiu de ardere a vegetației uscate. Din incendiul dat a avut de suferit vegetația uscată și au fost cauzate daune și prejudicii solului, florii și a faunei. Din cauza nerespectării măsurilor de prevenire, caracterizate prin executarea fâșiei de protecție care ar delimita suprafața de vegetație uscată de depozit, incendiul s-a răspândit asupra clădirii acestui. Doar fiind în interiorul depozitului, putem sesiza în realitate pagubile colosale provocate de acest incendiu. De flăcă au fost în totalmente distruse utilajul agricol, tractoare, pagubile sunt colosale și depășesc valoarea de jumătate de milion de lei. O părere de rău, tot prin intermediul acestor utilaje putea fi efectuată fâșia de protecție care ar fi delimitat spațiul de vegetație uscată de încăperea depozitului. Consecințele negative ale nerespectării măsurilor de prevenire a arderii vegetației uscate le putem vedea și în cazul dat. Răspândirea flăcărilor asupra construcției depozitului putea fi evitată prin acțiunile de salubrizare și incinizare a spațiului adiacent. Doar ca urmare a acțiunilor prompte a pompierilor și salvatorilor, s-a evitat răspândirea incendiului asupra întregii construcții din spatele meu. Respectarea măsurilor de prevenire a arderii vegetației uscate vă poate salva unurile materiale. Fâșia de protecție din spatele meu va limita răspândirea incendiilor de vegetație uscată. Această fâșie de protecție realizată prin ararea solului va reduce probabilitatea răspândirii flăcărilor de la un eventual incendiu de arde de vegetație uscată asupra fundului forestier.